obicei, când vă prind soarele? Te prind soarele. Ești bronzat. Mi se pare, dar mă văd, așa, da. Dar mă văd acasă. Da, am ajuns în Eforie Nord. Noi de fiecare dată când ajungem la Eforie Nord, mergem la o pizzerie, se numește Pizza Corner. Hai, că mi-e foame. Vreau undeva la umbră. Nu vreau la soare. În capătul ăla acolo. Un coișor, pe tipul ăsta, un coișor, nu un tot. Aici vreau. Masa 50. Da, eu am comandat Pizza Corner, specialitatea casei. Și Adi-o comandat, ce-ai comandat tu? 4 formaci. Și Adi-o comandat un 4 formaci. Gata, i-am păpat. Două pizza, două cola, 98 de lei. Ne coborăm acum spre plaja din Eforie Nord. Ne plimbăm puțin pe acolo și apoi plecăm către următoarea locație. Mă uitam că nici nu a început vara bine, dar parcările sunt full. Multe. Deci până în capăt în partea aia. Nici nu a început sezonul, da. Arată foarte bine, s-au muncit o leacă pe aici. Dar arată bine. Cum? O terminat. O terminat, da. Adică ce veneam și mâncam hamsie. Da, hai, hai să coborăm. Da, ți-aduce aminte că în primul an când am fost la mare, aici am mâncat. Aici pe terasă veneam și mâncam. Suntem la Eforie Nord, nu la Mamaia. Nu ne-au grijit locații. Mulțumesc. Ne descălțăm? Încep tu prima? Dai startul? La descălțat? Dai startul la descălțat?
Motorul la tata mea. Și cum un pic așa și o să o ridică până la... Let's hide. Te merge. Bă, lumea la plajă. Și tati s-a făcut. Era nevoie de unul să ia inițiativă. De ce am luat ca vara? Eu ce aici? N-am nicio treabă. Euforie Nord! E, așa ți se pare la... Thank you.